Liceul Tehnologic Nicolae Iorga din municipiul Pașcani a îmbrăcat straie de sărbătoare în această săptămână. În unitatea de învățământ sunt sărbătorite zilele școlii, dat fiind faptul că instituția poartă numele Sfântului Nicolae. Manifestările au debutat luni 4 decembrie cu festivitatea de deschidere organizată la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu. Pentru început, Maria Ojică, talentata pășcăneancă, a intonat imnul României. Apoi pe scenă a urcat directoarea Liceului Tehnologic Nicolae Iorga, Mariana Gurzun, care a ținut un discurs urmat de premiera invitațiilor de onoare. Dragi elevi, părinți, colegi, onorat auditor, în numele echipei Liceului Tehnologic Economic Nicolae Iorga Pașcani, permiteți-mi să vă urez și eu un bun venit la această frumoasă activitate. Așa cum spunea doamna profesor, o activitate de suflet, care nu face altceva decât să deschidă în mod oficial zilele liceului nostru drag. Pentru că, da, în această săptămână vor fi 5 zile de activități intense, activități dense, cu trăiri puternice, cu emoții, cu creativitate, cu reflexii, cu contabilizări, zile în care vom încerca să fim cât mai buni și să arătăm că da, echipa Liceului Nicolae Iorga Pașcani s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare frumos. Momentul festiv a continuat cu premierea elevilor cu rezultate deosebite și a profesorilor coordonatori. Putem să trecem cu vederea, practic, nucleul școlii și anume elevii. Astfel că, la această sărbătoare, am considerat oportun să aducem alături de noi elevii care au reușit să urce pe podiumul județean al olimpiadelor școlare și să ne adresăm și față de ei recunoștința. Pentru că noi creștem prin ei. Adevărata muncă, rezultatele muncii noastre se văd prin rezultatele lor. Ei sunt, de fapt, împlinirea visului nostru. Astfel încât voi invita în scenă elevii care au reușit să facă cinste școlii noastre. Pentru că, da, școala noastră a progresat, a crescut frumos și a înțeles că și performanța reprezintă un obiectiv pe care trebuie să îl atingem. Astfel că invit în scenă pentru a primi diplomă de excelență pentru rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare, pe elevul Agapi Ianis Cristian. Au fost premiați și profesorii pensionari, persoane cărunte, a căror inimi au rămas veșnic tinere. Una din cuvântările sale, părintele Arsenie Papagio spunea atât de frumos și de adevărat că dacă la tinerețe ai puțină bătrânețe, atunci vei avea la bătrânețe multă tinerețe. Și deseori întâlnim pe cei vârstnici mult mai entuziași, mult mai luminați și cu mai mult curaj decât cei tineri biologici. Următoarele momente sunt dedicate persoanelor cărunte, ale căror inimi au rămas veșnic tinere. Așadar, invităm în scenă pe domnul director Spiridon Gheorghe. Domnul director Pasar Dumitru, doamna profesor pe limba engleză Angusa Doina, domnul profesor Angusa Manole,
La festivitatea de deschidere au mai avut loc momente artistice și recitaluri susținute de Maria Ojică. BIT TV a transmis live toate momentele pe canalul de YouTube al televiziunii locale.